Iubită frățietate, din mijlocul veștilor de războaie, din mijlocul incertitudinilor economice, din mijlocul dificultăților de orice fel care încearcă să ne umbrească viața, doresc să vă urez din toată inima un an nou plin de speranță împreună cu Dumnezeu. Pentru că lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Pentru că funia împletită în trei nu se rupe ușor și pentru că Dumnezeu este Domn peste tot și peste toate. Păstrând această perspectivă plină de credință și de speranță, doresc să-mi exprim cu recunoștință lauda față de bunul Dumnezeu pentru multele binecuvântări cu care ne-a bucurat în anul care tocmai se scurge. Spre slava Lui, am să amintesc doar câteva dintre ele. Chiar în luna aceasta, Conferința Transilvania de Sud a atins cel mai mare număr de credincioși din istorie, 9.544, continuând astfel tendința de creștere. Pe lângă aceasta, am trăit în ultimii 2 ani bucuria de a înființa încă 5 biserici adventiste pe teritoriul nostru. Domnul să fie lăudat! De asemenea, îl lăudăm pe Dumnezeu pentru stabilitatea financiară. Pe de o parte, valoarea zecimilor și darurilor a crescut, o dovadă incontestabilă a credincioșiei și a abnegației fiecăruia dintre noi. Pe de altă parte, eforturile de a atrage resurse financiare de la Uniune, Divizia Intereuropeană și Conferința Generală au fost încununate de succes și ne-au permis să dezvoltăm împreună și mai multe proiecte în domenii precum ar fi educația, sănătatea sau extinderea misiunii. Un alt motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu este dezvoltarea proiectului Speranță pentru Gabori. La Bolintineni și Târgul Mureș se conturează ridicarea unor biserici mari și spațioase pentru frații noștri gabori. Ne bucurăm să vedem cum aceste două biserici ale fraților gabori înregistrează o frumoasă dezvoltare, nu doar din punct de vedere numeric, ci și în ceea ce privește asumarea responsabilităților și implicarea în slujire, asemenea oricărei alte comunități adventiste. Lăudat să fie Dumnezeu! În ceea ce privește anul 2023, urmărirea acestui deziderat împreună, care ne unește, rămâne o luptă permanentă în primul rând cu noi înșine. De aceea, acest nou început îl văd ca pe un moment cheie în care să pornim din nou la drum împreună cu Dumnezeu, împreună cu familiile noastre și împreună cu frații și surorile noastre. Iar dacă Domnul ne mai îngăduie încă un an pe pământul acesta, am câteva dorințe pentru biserica noastră pe care aș vrea să vi le împărtășesc cu această ocazie. În primul rând, mi-aș dori ca biserica să fie cu adevărat o familie, unde relațiile dintre credincioși sunt cordiale, bazate pe respect și dragoste reciprocă, unde copiii, tinerii, sunt iubiți, acceptați în sânul bisericii și înțeleși, iar persoanele în vârstă sunt asistate în neputințele și lipsurile lor și sprijinite emoțional și spiritual, unde cu toții simțim că aparținem bisericii, că suntem împreună. Mi-aș dori să experimentăm în fiecare biserică revitalizarea serviciilor de închinare, prin colaborarea între generații și prin adaptarea la noile realități. Să ne asigurăm că experiența și înțelepciunea seniorilor, acumulată de-a lungul anilor, vor ajuta și echilibra entuziasmul și energia generațiilor mai tinere. Și mai mult ca oricând, să căutăm să cultivăm un spirit de rugăciune, care să ne conducă la înviorarea spirituală atât de mult așteptată, o înviorare autentică, produsă și alimentată de Duhul lui Dumnezeu. Mi-aș dori apoi ca formarea de ucenici să devină prioritatea fiecărei biserici locale și fiecare comitet să fie implicat activ în conducerea intenționată a fiecărui credincios spre ucenicie, astfel încât împreună, crescând continuu în Hristos, să aducem roade vrednice de pocăință și să fim o mireasmă de viață spre viață pentru toți oamenii. Mi-aș dori ca împreună, membrii, slujbași și pastori, să alocăm mai mult timp pentru misiune și diversificarea activităților bisericii. Ușile bisericilor noastre nu trebuie să fie apărate. Ele trebuie să fie deschise spre lume, pentru ca biserica să devină un balsam pentru oamenii răniți sau îngrijorați, un loc de adăpost și o cetate de scăpare unde nu ești judecat, ci iubit.
trebuie să ieșim afară din biserici, să abordăm om cu om și să urmărim relațiile pe termen lung cu persoanele din anturajul nostru, să căutăm mai întâi slujirea nevoilor, pentru ca apoi să le oferim ocazia să-L vadă pe Hristos în mod practic în viața noastră. Mi-aș dori ca biserica să redevină mai relevantă pentru cei din jurul nostru, să organizăm evenimente pentru și în comunitatea de oameni în mijlocul cărora trăim, să construim relații plăcute, solide, dezinteresate cu diferitele organizații, instituții sau oficialitățile locale. În plus, să înțelegem mai bine și mai profund cultura în care trăim și să aliniem comunicarea și proiectele noastre misionare la acest context cultural. În fața nesiguranței, anxietății și descurajării, haideți să rămânem împreună, în familii, în biserici și în societate. Și mai presus de toate, haideți să rămânem împreună cu Dumnezeu. Și astfel, pacea Lui care întrece orice pricepere ne va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Un an nou binecuvântat!